Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că vă pot întâlni din nou pe calea undelor și doresc din toată inima mea să împărtășesc câteva gânduri sper folositoare pentru prieteni și frați care sunt acum online. Sigur că titlul, așa cum l-am anunțat, este Cu rege sau fără rege. Mi-aduc aminte că expresia pe vremea mea se făcea așa sau se făcea așa a cauzat foarte multe discuții cu privire la gapul între generații sau distanța între generații. Spre exemplu, pe vremea lui Cuza, lucrurile mergeau într-un fel, pe vremea regelui mergeau lucrurile într-un alt fel, pe vremea comunismului lucrurile mergeau într-un fel și, bineînțeles, în vremea aceea, spune Biblia, nu era împărat în Israel sau rege în Israel și fiecare făcea ce-i plăcea. Nu, ăsta este raportul biblic. Alții au apucat vremea regelui. Alții au apucat vremea regelui, fie că a fost Mihai, Carol, Ferdinand sau câți o mai fi perindat în țara noastră. Alții au prins vremea comunismului, alții au prins și vremea regelui și au prins și vremea comunismului. Și adeseori întâlnești oamenii pe stradă certându-se sau disputând în mod controversat, într-o oarecare măsură, și spuneau, băi, era mai bine pe vremea regelui, altul spunea nu, era mai bine pe vremea comunismului. Deci, până la urmă, e bine cu rege sau fără rege? Problema este că, de paradigmă, unul trăiește bine în timpul regimului regelui, nu monarhiei, în timp ce săracul fusese obidit. În timpul comunismului sau inversa rolului. Săracul sau cel care fusese sărac devine om mare cu vază, membru al partidului, în timp ce omul bogat îi se confiscă toată agoniseala și se dă celui sărac. Deci atunci când vorbim în principiu de trecut, avem în vedere o paradigmă, așa cum spuneam prieteni, specifică individului. A fost mai bine în timpul regelui, înseamnă că a fost mai bine pentru mine, în realitate, în timpul regelui. Când vorbesc de vremea mea sau vremea ta, nu exprim interes cu privire la cum au dus-o alții, ci exprim un interes cum am dus-o eu și de aceea părerile sunt diverse, sunt împărțite. Unii cred că a fost mai bine în timpul comunismului, unde ai de-a face cu o dictatură, alții cred că a fost mai bine în timpul monarhiei, unde, din nou, ai de-a face cu o dictatură. Cum este bine, finalmente, cu rege sau fără rege? Unii spun că dictatura este bună, mai ales când vorbim de români. Am auzit adesea oameni, români de-ai noștri, care susțin ideea că românul nu știe să trăiască liber, ci are nevoie de dictatură ca să poată fi orientat, să poată fi educat și să poată fi ținut în frâu. Eu zic, mă, o fi, poate că prea zici cu foc. Întrebarea este dacă creștinul știe să trăiască liber. Factorul important din educație este, prieten, voința omului. Voința omului de a face binele, voința omului de a face răul, voința celui care cârmuiește asupra celui care servește. Acestea sunt cele mai importante, dacă vreți, elemente care trebuie foarte serios luate în considerare în această seară. Deasupra voinței este legea lui Dumnezeu care reglează conturile atât în biserică cât și în societate. Legea lui Dumnezeu este deasupra voinței și deasupra conștiinței noastre. Legea lui Dumnezeu este marele arbitru care, în principiu, reglează conturile în societatea umană și nu numai. Așa cum spune românul, unde-i lege, nu-i tocmeală, nu-i negociere. Deci eu cred că un sistem ferit de corupție este doar acela care face din principiile dumnezeiești, din legea lui Dumnezeu, un principiu statutar al bisericii, al societății, în genere al lumii. Desigur că e mai bine cu rege, zic eu, decât fără rege, doar în cazul în care regele este Domnul Iisus Hristos. Cred că ați anticipat ideea. O circumstanță interesantă îmi vine în minte din viața Domnului Iisus Hristos, care într-un anume fel era perceput un rege, dacă vreți, neîncoronat al poporului, respins de unii, acceptat de alții. Era o zi frumoasă de cu soare în Ierusalim, pe drumurile prăfuite ale cetății, trecea Domnul Hristos, așa cum spuneam, și salutat de unii, ignorat de alții, urât de clasa selectă a conducătorilor, când la un moment un sutaș,
un capitan de armată romană care, mă rog, dădea comenzi la 100 de soldați, avea un rob, citez din Luca, capitolul 7, versetul 1, cu 3, 1 la 3. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte, fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să-i vindece robul. Sigur că aceștia au venit la Isus și l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci bine, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Observați aici un principiu politic în viața bisericii, face să-i faci bine. Ar fi o afacere bună, dacă vreți, în traducere. Tu ești instrumentul, încercau să-i spună bătrânii lui Israel, Domnului Hristos, tu ești instrumentul în mâna noastră pentru a ne regla conturile cu romanii. Ești un fel de telecomandă pe care noi o butonăm din punct de vedere politic și după bunul nostru interes sau comun sau de grup sau personal, noi apăsăm pe butoane. Iisus nu a acționat în funcție de cererea lor, ci în funcție de atitudinea sutașului sau a căpitanului garnizoanei romane. El a lăudat credința acestui om care i-a spus, Doamne, nu te mai ostenizi, doar un cuvânt și robul meu va fi vindecat. Atunci Iisus a spus, o, iată o credință pe care n-am văzut-o nici măcar în Israel. Wow! Când a făcut declarația asta, bineînțeles că atitudinea bătrânilor lui Israel, care încercau să devină prietenoși, s-a schimbat dintr-o dată. Cum adică vrei să spui că acest păgân roman are o credință mai bună, mai mare, mai sinceră, mai profundă decât noi care avem atâta experiență de veacuri în relația noastră cu Dumnezeu? Păstrând totuși firul subiectului, ne reîntoarcem la versetul respectiv pentru a scoate din el sau a evidenția, dacă vreți, cele două mari principii care stau la baza existenței sistemului monarhic. Iubirea de neam, nu? Iubește neamul nostru, spuneau bătrânii. Iubirea de neam, care înseamnă patriotism, și sinagoga, adică biserica. Iubirea de obiceiuri și tradiții îmbinate cu religia națională. Versetul acesta este una dintre cele mai bune teze, prieteni, cu privire la politicile fundamentale ale statului de drept. Țara și tradiția religioasă, nu? Adică statul și biserica. Acest concept venea nu de acum, nu vine de la noi, nici de la Domnul Hristos, vine din vremurile îndepărtate, din timpul lui Samuel, dacă vă aduceți aminte. Însă, ceea ce este foarte important este că iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga sau ne-au zidit biserica, aceste condiții îl așezau pe sutașul roman într-o perfectă armonie și crea un cadru diplomatic perfect pentru o îmbunătățire a relației cu puterea cotropitoare. Așa cum spuneam, iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Deci, pe de o parte, iubește națiunea, patria și este un om al bisericii. Deci, după mentalitatea bătrânilor lui Israel, avem de a face cu, zic eu, două valori supreme în cultura oricărei națiuni. Bătrânii sunt consilierii regelui, de obicei prieteni, ei fiind aleși pentru experiența lor politico-religioasă și pentru rezultatele vizibile în prosperitatea împărăției sub călăuzirea lor. Nu? Deci sunt oameni cu experiență care sunt consilierii regelui, consilierii, mă rog, celor care conduc lumea. Știți, toate bune și frumoase, numai că în contextul acesta avem de a face cu un fel de monarhie în care regele este sfătuit de biserică. Domnul Hristos este consiliat de biserică în cazul acesta. El, regele, zic eu, regele neîncoronat de popor, de națiune, Domnul Hristos trebuia să primească sfat de la bătrânii bisericii. Aceasta este cea aș putea defini eu, sau cum aș putea defini eu, monarhia la propriu. Monarhia înseamnă biserica controlează și dă ordine statului. În acest caz, regele fiind vasal al intereselor bisericii, nu? Asta doar au vrut să facă din Domnul Iisus Hristos.
Cazul al doilea, care este o fracție inversă, dacă vreți, a monarhiei și dușmanul de moarte al acesteia, este comunismul. În acest caz, statul dă ordine bisericii, iar biserica este vasalul statului, urmărind interesele sistemului statal, evident. Deci, cum e mai bine, până la urmă, din perspectiva noastră, celor care citim Scriptura, cu rege sau fără rege, cu tovarăși sau cu camarad sau fără camarad? Știți, comunismul este de o asemănare alarmantă cu monarhia fiarei apocaliptice. Așa cum ni se spune, de fapt, în Apocalipsa 13, cu 4, dacă nu mă înșel, și au început să se închine Balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Observați dumneavoastră, comunismul de tip sovietic, să zicem, avea să fie o replică inversă a monarhiei fiarei apocaliptice și nu numai, dar și să lupte împotriva monarhiei fiarei. Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea, nu? Aceste două entități au aceleași idealuri, nu? Atât monarhia fiarei din Apocalipsa, cât și comunismul. Aceleași structuri militare, aceleași structuri de inteligență. KGB, spre exemplu, era copia piramidală a Ordinului Iezuit. Operațiuni care erau întreținute în aceeași manieră. Ambele părți se bazau pe conceptul machiavelic, scopul, scuză, mijloacele. În contextul dat, prietenii, cum râde Ciob de oală spartă, monarhia s-a hotărât să numească sistemul comunist dictatură. Comunismul numea sistemul monarhic dictatură. Atunci, cum e bine, cu rege sau fără rege? Mi-aduc aminte de fostul ultimul președinte a ceea ce noi aveam să numim cândva Republica Federală Iugoslavia sau Iugoslavia în genere, ultimul, mă rog, conducător, pare mi se că se numea domnul Milošević, dacă nu mă înșel, ultimul tovarăș al acestei foste Iugoslavii, înainte de a fi răpit și dus la Roma pentru clarificări, unde avea să moară în condiții necunoscute, declara foarte articulat la radio sau în televiziunea iugoslavă sau la Belgrad acolo, într-o zi, l-am auzit și eu cum vorbea, foarte curajos, prezenta acolo toate atrocitățile făcute de papalitate în Evul Mediu. Sigur că aceasta avea să o plătească cu vârf și îndesat, finalmente. Monarhia Romei avea să-și spună cuvântul. Toți cei care au curajul să gândească cu voce tare sfârșesc în mod similar ca Milošević, nu? Deci cum este mai bine? Cu rege sau fără rege? Se pare că sistemul în care trăim nu contează, prieteni. Nu contează prea mult atâta vreme cât oamenii sunt alterați și stimulați de interese personale. Noi numim aceasta oportunism. Regele Bibliei. Ne întoarcem la Domnul Hristos pentru că totuși e un mesaj care are în chintesența lui, în componența lui, acest element al cuvântului lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Biblie, la regele Bibliei. Cuvântul care era cu Dumnezeu și cuvântul care era Dumnezeu, adică Domnul Hristos, care făcea o declarație, mi se pare extrem de importantă, și ne arată că oricum am dat-o, nu e bine. Nu e bine nicicum, în contextul în care alegem între monarhie și comunism. Domnul Hristos clarifica lucrurile și foarte direct. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Din nefericire, nu lumea de ieri sau lumea de astăzi au făcut marea diferență în schimbările majore ale istoriei lumii. Ceea ce este important este că nu s-a ținut cont de principiul separării între biserică și stat. Nu e bine când biserica călărește pe stat sau călărește statul, nu e bine nici când statul călărește biserica. Ele sunt instituții care au un conduct sau un comportament, au o misiune specială, specifică și au sarcini diferite în contextul societății umane. Există un triunghi al alegerilor umane care ne arată că în cele din urmă vremea păcatului este o vreme a lipsei de soluții. Și practic asta este, trăim în vremea păcatului. Oricum am alege, alegem prost dacă nu alegem pe Dumnezeu. În cei 40 de ani de domnie,
sau îl demonstra ce avea să însemne monarhia de mai târziu în Europa. În tot 40 de ani de domnie, David avea să demonstreze cum este împărăția lui Dumnezeu sau împărăția Domnului Hristos, atâta vreme cât avea să conducă după inima lui Dumnezeu. Ca mai apoi să avem de-a face cu 40 de ani în timpul lui Solomon, care avea să demonstreze ce înseamnă comunismul sau avea să demonstreze că acest comunism al unei societăți științifice bazate pe ateism, pe care o dezvolta Solomon mai târziu după ce a divorțat de Dumnezeu și religie, avea să distrugă lumea. Ce înseamnă comunismul solomonic? Ce înseamnă ateismul solomonic? Cred, prieten, că nu se îndoiește nimeni că Solomon, în principiu, reprezenta noua generație progresistă, în care totul e ok. Solomon abdicase de la religia tatălui său, David, și trecuse la ateism, un ateism tiran, dictatorial, zic eu, care avea să conducă poporul la cea mai adâncă formă de imbecilizare, zic eu, irecuperabilă, despre care chiar și pana inspirată spune că, deși Solomon s-a întors la Dumnezeu, încerc să parafrasez că nu am textul în față, deși Solomon s-a întors la Dumnezeu, societatea sau influența lui, apostazia pe care a produs-o, avea să producă efecte irreversibile asupra societății evreiești, asupra poporului din acea vreme. Lumea, prieten, vrea să umple vidul lăsat de corupția bisericii și corupția statului. Oamenii care n-au fost mutilați intelectual de religia marxistă caută soluții. Vrem un guvern fără corupți. Bun, dar unde îi găsim pe acești oameni ca să-i punem să conducă lumea, țările, societățile, bisericile și așa mai departe? Știți, David a fost un om după inima lui Dumnezeu și atâta vreme cât inima i-a fost după placul Domnului și în deacord cu voința lui Dumnezeu, statul și biserica lucrau la parametrii stabiliți de Dumnezeu. Când David a derapat spiritual, atât biserica cât și statul devenise un roi de albine sau un stup de albine, dacă vreți, în care intriga, bârfa și vărsarea de sânge aveau să fie la ele acasă. Oamenii vor spune, putem scuza păcatul lui David? Nu. Dar vreau să vă spun un lucru, David a suferit enorm pentru că păcatul produce răni adânci. Povara păcatului în propria conștiință, în propria familie și în ultimă instanță în administrația statului de drept a cărui rege era, avea să-l ducă pe David pe marginea cele mai profunde prăpăsti. O depresie puternică l-a marcat, i-a răpit în nopți de-a rândul. Se întâlnea cu moartea, nesiguranța, respingerea dumnezeiască, simțământul rușinii pe care îl încerca după tot ce a făcut. Și adeseori în psalmi, îl întâlnim pe David care spunea, n-am dormit azi noapte, iar am udat perna cu lacrimi. Vedeți dumneavoastră, David a fost un om foarte, un caracter destul de controversat în Scriptură și totuși suferința pe care a produs-o, acest derapaj spiritual a fost extremă, cruntă. Cine l-a trezit și l-a scos pe el ca un duș rece din depresia profundă în care intrase, a fost răscoala lui Absalom. Nu vreau să intru mai mult în detalii, poate că într-o altă ocazie, cu o altă posibilitate, o oportunitate, vom putea discuta un pic despre statutul psihologic al individului care păcătuiește conștiința. Ne trebuie un rege, dar unde să-l găsim? Căci Biblia spune în Roman, capitolul 3, versetul 23, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa că numai regele Iisus este soluția pentru salvarea planetei, prieteni, nu-i așa? Ba mai mult, în altă parte, în 1 Ioan, capitolul 10, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 10, ni se spune, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu, nu? Și cuvântul lui nu este în om. Deci dacă toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava viitoare, atunci pe cine să punem împărat, prieteni? Pe Domnul Iisus Hristos. Mergem la El, că El îi dăm un telefon, dacă vreți, și îl invităm să poată accepta să candideze cu Klaus Schwab la președinția planetei. Ce ziceți de asta? Haideți să-i dăm Domnului Hristos un telefon și să-i spunem, Doamne, noi, creștinii, buni, răi, păcătoși așa cum suntem, nu suntem niciunul bun să conducem lumea asta și am
Te-am invitat din inimă și din dragoste să vii să candidezi tu la președinția planetei. Nenea ăla de la Davos are și el punctul lui de vedere, dar noi te credem pe tine. Credeți că oamenii l-ar alege pe Domnul Hristos sau vor repeta istoria cu Baraba? O întrebare cu tâlc, nu-i așa? Dacă Iisus ipotetic, că e prin absurd, nu, e o întrebare mai mult cu caracter retoric, dacă Iisus ar accepta această invitație a mea și a ta, a noastră, hai mă să candidez încă o dată, ca acum 2000 de ani, pentru statutul de rege al planetei Pământ, prinț al luminii versus prințul întunericului. Poate că de data aceasta oamenii mă vor alege și nu-l vor alege pe Baraba, slash Klaus Schwab sau alții. Credeți că oamenii l-ar alege pe Domnul Hristos sau am repeta istoria lui Baraba? Cred că finalmente am preferat să alegem, prieteni, o spun despre mine, cred că am preferat să alegem unul ca noi, unul ca mine, nu unul ca el. De ce? Pentru că Isus nu reflectă ce sunt eu, Isus reflectă ce este Tatăl. Eu reflect imaginea păcatului, nu știu despre dumneavoastră cum, care este opinia sau care este punctul meu de vedere. Eu reflect imaginea păcatului. El, Domnul Hristos, reflecta imaginea sfințeniei adevărate. Eu am un interes pământesc, care este temporar, ca om păcătos. El avea un interes veșnic pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Eu vreau să controlez mintea oamenilor prin dictatură intelectuală, brutalitate și șantaj. El, Domnul Hristos, apelează la voința liberă a individului, apelând totodată și la inimă, în mod atât de călduros. Eu zic, faci ca mine sau dispari. El spune, veniți, totuși să ne judecăm. Hai mă să stăm de vorbă, unul cu celălalt. Zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Spunea cuvântul lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră ce mare diferență este între mine și Domnul Hristos, între aspirațiile mele și aspirațiile societății din care fac parte, între aspirațiile Domnului Iisus Hristos și aspirațiile noastre. Mă identific, mă incriminez, ca să se simtă toată lumea bine în această seară și o fac cât se poate de sincer, neartificial. Biserica și statul, atunci când devin unite, prieteni, au și devin un singur trup, dau naștere la un copil care este astăzi, în vremea modernă, știința anticristică. S-a făcut mare tamtam, ca să explic declarația pe care am făcut-o, săptămâna trecută sau câteva zile în urmă a fost mare tamtam pe tema lipsei managerului de la Pfizer, care a fost chemat în Parlamentul European să răspundă la niște întrebări cu privire la contractele încheiate cu doamna Ursula, așa mai pe șestache, cu privire la ARN Messenger. Sigur că lipsa lui a lăsat loc de rumoare, dar ceea ce a fost cel mai important este că cineva l-a înlocuit și acea persoană a detonat o reacție în lanț. Când întrebată de dacă vaccinul Pfizer COVID, despre care s-a spus că are o rată de siguranță sau de eficiență de 95%, dacă nu mi-aduc aminte bine, a fost testat pentru a opri transmiterea virusului înainte de a intra pe piață sau nu? Ce a răspuns doamna Jay Smale, care a fost, mă rog, înlocuitoarea managerului de la Pfizer, a fost șocant. Oh, not at all! Adică nu deloc, în ceea ce privește întrebarea despre dacă, spune ea, știam despre opirea imunizării înainte de a intra pe piață, nu. Și a început să râdă un picuț. Știi, trebuia să ne mișcăm cu adevărat cu viteza științei pentru a înțelege cu adevărat ce se întâmplă pe piață. Dragii mei prieteni, tot ce s-a întâmplat în acei 2 ani de zile a fost cu oblăduirea statului și oblăduirea și binecuvântarea bisericii. Există documente, zic eu, care curg ca un râu în sensul acesta în care Roma a binecuvântat și a încurajat pe oameni la acest act medical. Fiecare e liber. Ideea este că după 2 ani de zile ți se spune în față, domne, n-a fost experimentat să vedem dacă funcționează împotriva la asta sau la alt. E declarația ei.
Știți, există un proces de, zic eu, îl numesc mutilare intelectuală sau imbecilizarea sistematică a societății prin un proces de educație care, zic eu, este cognitiv, pe de-o parte, și este, prin definiție, arta de a-l face pe individ să creadă că el nu poate gândi pentru el însuși. Și pe cale de consecință, nu, trebuie să-i se spună ce să gândească, cum și în ce fel. Apoi vine omul îmbrăcat în alb, care miroase a tămâioasă, să spună cum e cu sănătatea minții tale. Dragii mei prieteni, cum e mai bine? Cu rege sau fără rege? Domnul Iisus avea să țină biserica separată de stat, ca omul să fie liber și să gândească liber. Dați cezarului ce este al cezarului, taxele, banii, tributul pe care l-a așteptat atât de mult. Și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Astăzi oamenii plătesc taxe la stat. Nu? Originea taxelor începe undeva în vremea lui Samuel, dacă nu mă înșel. Israelul era un fel de zonă în care trăiau țărani, fermieri, fără educația vestului. Și la un moment dat vreau să intre și ei în Europa, în rândul Europa, în Schengen, în țările respectate. Noi de ce nu intrăm în Schengen? Schengen, așa e moda, nu? Ca să intri în Schengen, trebuie să te vinzi pe tine și toată țara, nu? Ai nevoie de un rege, trebuie să intri în rânduri cu fiscalitatea, să te aliniezi la tipul de educație LGBT și așa mai departe, pe care îl practică șogunul și filistenii de la Davos și să îmbrățișezi zeii lor, nu? Și uite așa, Israelul a intrat în Schengen. Prima consecință am putea o numi din lac în puț. Se pare că nici teocrația, prieteni de pe vremea lui Samuel, nici monarhia nu funcționează în condițiile unei societăți rebele, încăpățânate, corupte, așa cum era poporul evreu de pe vremuri și așa cum suntem noi, de la mine putere în sus și în jos. Oricum o dăm, tot prost iese. Iată momentul istoric în care Israelul intră în Schengenul spiritual, ia națiunea iudaică. Mergem la Scriptură, 1 Samuel, capitolul 8, de la versetul 1 la 4 deocamdată. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său, întâi născut, se numea Ioel, al doilea Abia. Erau judecători la Berșaba. Fiul lui Samuel, Biblia raportează în versetul 3, fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Observăm aici alterarea valorilor. Chiar în sistemul teocratic în care Dumnezeu vorbește, poporul ascultă, Samuel a fost un om consacrat, a iubit pe Dumnezeu și a slujit poporului cu sinceritate și lepădare de sine. El a călăuzit poporul așa cum îl îndrumase Domnul, fără să facă niciun abuz, prieteni, și nici să locomească la ceva din partea lor. La predarea mandatului, Samuel regla conturile cu poporul, cu națiunea, spunând în capitolul 12, de data aceasta, la versetul 3 la 5, iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui am luat boul și cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Parcă-l vezi pe ăla care s-a urcat în pom, Zacheu sau cum îl chema. Ei au răspuns, poporul a răspuns, nu ne-ai apăsat și nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. 1 Samuel 12 cu 3 la 5. Deci poporul a zis, bă, nu ne-ai jegmănit, nu ne-ai făcut niciun rău, te respectăm. Dar ei spuneau, totuși copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Observați că atunci când se schimbă garda, o nouă generație vine după Samuel și lucrurile încep să scârțâie. Toți bătrânii lui Israel s-au adunat, s-au strâns, s-au venit la el, la Rama și au zis, tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune-ne un împărat peste noi ca să ne judece cum au toate neamurile. Aceasta, prieteni, este intrarea în Schengen. Aceasta este momentul oficial în care poporul evreu, pentru prima oară, acceptă, legalizează, primește, îmbrățișează stilul sau tipul de conducere statală și bisericească sub oblăduirea a ceea ce avea să denumească monarhie. Copiii lui Samuel nu călcau pe urmele lui. Ce frumos! Ar fi ca
copiii noștri să calce pe urmele lui Pavel, să calce și noi să călcăm pe urmele lui Pavel, nu? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Hristos. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru generația de tineri care pleacă dintre noi, din familiile noastre, și să ne rugăm să plângem între tindă și altar pentru cei pe care îi iubim și care sunt carne din carnea noastră și sânge din sângele nostru. Atunci, poporul evreu a cerut o altă formă de guvernare, nu? Mă întorc la momentul Schengen, spiritual vorbind, o formă de guvernare monarhică ca a neamurilor, ca a celor care nu erau cărmuite de Dumnezeul cerului și al pământului. Asistăm la începuturile istorice ale acestei monarhii în spațiul iudaic, unde vedem foarte clar că Samuel, după ce le-a spus toate cuvintele, ei totuși s-au încăpățânat. Haideți să vedeți logica lui Samuel. De data aceasta o găsim în 1 Samuel, capitolul 8, versetul 10 la 20, per 10, să nu citesc toate versetele, dar câteva crâmpeie din această descriere a intrării în Schengenul spiritual, a oficializa intrarea bisericii, intrarea poporului Israel în lume, a emancipa, nu, poporului Dumnezeu în cooperare cu lumea. El, Samuel, a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1.000 și căpetenii peste 50 și va întrebuința la aratul pământului lui, la seceratul bucatelor, la facerea armelor lor de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre, din mâslinele voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor viilor voastre și o va da famelor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și roabele voastre cei mai buni boi, măgarii voștri și îi va întrebuința la lucrările lui. Va lua zeciuiala din oile voastre și voi înși vă veți fi lungile lui, regelui. Asta e monarhia, prieteni, în definiția lui Samuel. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru. Sigur, vă veți răscula, că jugul e greu, pe care îl veți alege, dar Dumnezeu nu vă va asculta. Acum, după tot acest impact, prieteni, pe care cuvintele lui Samuel le-au făcut asupra minții și asupra inimii bătrânilor lui Israel, din nou bătrânii, poporul n-a vrut să asculte. Împotriva logicii și explicațiilor pe care Samuel le-a prezentat, nu? Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cărmui în războaiele noastre. Prieteni, după căderea comunismului, noi, ca țară, ca oameni, ca națiune, ne-am dorit recunoașterea ca stat european. Ne-au luat toate proprietățile, gazul, petrolul, tot a fost luat. Ne-au jegmănit de fiii și fiicele noastre. Majoritatea, crema și puterea, the backbone, coloana vertebrală a poporului român, a fost dus în Europa, într-o sclavie. Și fetele noastre și băieții noștri, tinerii noștri au plecat acolo. Unii au întemeiat biserici în țări străine, alții s-au lepădat de credință, de Dumnezeu și au devenit altceva. Soții și-au abandonat soțiile, soțiile și-au abandonat soții. Copiii au fost lăsați aproape orfani, cu bunicii care de-abia supraviețuiau. Aceasta este prețul intrării în Schengen sau intrării în Europa, mai prima dată, nu? Acesta este prețul pe care l-a plătit poporul lui Dumnezeu în a se emancipa și a deveni în aceeași formă ca și lumea. Știți, anturajul, ambianța, prieteniile sunt de fapt cele care decid și afectează în mare măsură caracterul nostru. Iată prețul neascultării. Ceea ce mă miră cel mai mult este faptul că, în fața argumentelor logice și extrem de izbitoare, bătrânii, conducerea lui Israel, își împietrește inima și nu ascultă de sfatul
date Dumnezeu prin Samuel. Așa că versetul acesta din Luca, care îl reamintesc, Luca 7, nu? Face să-i faci bine că iubește statul și biserica, iubește neamul nostru și sinagoga, nu? Este reperul sistemului monarhic care a fost stabilit în Israel și s-a transmis mai târziu în toate celelalte țări europene cu tradiție iudeo-creștină. Mă reîntorc un pic și discutăm despre viața bisericii. Și aș vrea să pun o întrebare cât se poate de simplă. David, criminalul, spuneam că Saul reprezintă monarhia absolută, dictatură la sânge. David reprezintă împărăția lui Dumnezeu, nu? Sub conducerea lui se poate vedea ce înseamnă să ai pe Domnul Hristos ca și conducător al turmei. Ca mai apoi să-l avem pe Solomon, care reprezintă ateismul, comunismul feroce, care avea să dezvolte în timpul Revoluției franceze. Întrebările astea, David, un om criminal, să reprezinte împărăția Domnului Hristos. Solomon, imoralul, să reprezinte înțelepciunea lui Dumnezeu. Întrebări grele, foarte provocative. Vedeți, aici este problema creștinilor care aruncă cu noroi și sunt îmbătați de o Evanghelie cu picioare scurte. Mâinile lor sunt la fel de murdare ca și noroiul care îl aruncă în alții. Ceea ce nu înțeleg cei ce locuiesc în tomberonul de gunoi al altei persoane este că ei promovează o Evanghelie, așa cum spuneam, fără har, fără milă, fără salvare. Harul pe care îl au ei este un har extrem de limitat, de obicei dat lor, milă-mi e de mine, milă-mi e de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Cei înțelepți, prieteni, vorbesc de idei. Cei obișnuiți vorbesc despre evenimente. Oamenii limitați vorbesc despre alții, adică bârfesc. Nu uitați că proverbul românesc are tâlc, zice, fiecare casă are o cruce, numai nu e pusă la poartă. Așa a hotărât Dumnezeu în marea sa înțelepciune, ca omul să aibă o povară, o suferință în viața lui mereu, ca să ferească Dumnezeu de mândrie și păcate mari. Pana inspirată spune, însuși autorul cărții Marea Luptă spune, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea o suferință ca să mă ferească de mândrie și am constatat la finalul vieții că mai toată viața am fost bolnavă, spunea Ellen G. White. Dragii mei prieteni, agresivitatea în atacuri și asasinarea de caracter sub umbrela moralității umane arată că nu suntem gata pentru cer, dar suntem gata pentru autoexterminare. Vorbim de persecuție. Prietenii mei, să fim serioși. Până să vine persecuția, ne exterminăm noi unii pe alții și nu o să mai rămână picior de așteptător pe pământul acesta, în forma asta de autocanibalizare. Sunt convins că Dumnezeu are nevoie de un popor, are nevoie de oameni care să plângă între tindă și altar, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava viitoare. Discutam undeva, eram în Canada, dacă nu mă înșel, mă întâlnisem cu un învățător musulman în clădirea Centrului de Asigurări Publice, asigurare de sănătate, asigurare socială și așa mai departe, undeva în Toronto, în 2001, dacă nu mă înșel, și ne-am dat în vorbă. Și domnul învățător realizează că sunt creștin, mă întreabă cum și ce fel și la un moment dat, după câteva discuții tampon, câteva discuții introductive de amortizare a dialogului, îmi pun o întrebare care nu mi-a mai pus-o niciodată o persoană din afara aspectului creștin. Nu, suntem obișnuiți să vorbim despre credință, cu tradiții, cu religii care au ca bază Scriptura. Dar în momentul în care depășim cultura creștină, depășim civilizația creștină și ne întâlnim cu o cultură care nu ia Biblia ca sistem de referință și au alte valori, suntem blocați, nu știm cum să reacționăm. Foarte puțin știu că în cartea Coranului, nu? Numele Domnului Hristos este folosit de 25 de ori, în timp ce numele Mahomet este folosit doar de 4 ori. Femeia, care este
Ați văzut ce se întâmplă în Iran acum cu revoluția, cu fata aia care a omorât-o după ce au torturat-o. Femeia este un bine, un rău necesar, spun ei. Ei, femeia este o blasfemie ca să fie pusă în Coran. Și totuși în Coran există un singur nume de femeie specificat, care este mama Domnului Hristos. Mai sunt și multe alte elemente prin care Domnul Hristos este dovedit ca fiind Fiul Lui Dumnezeu, Creator, Învățător, a murit, a înviat, a plecat la cer, revine. Toate acestea le găsiți în Coran, dar trebuie citit, bineînțeles. În contextul acesta, Domnul mă abordează cu o întrebare care pot să vă spun și să mărturisesc sincer că m-a lovit sub centură. Nu am fost pregătit. Și ce îmi spune nenea asta? Încerc să citesc cu cea mai bună acuratețe, așa cum mi-aduc aminte, 2001, urmă, 20 și 20 de ani în urmă, 21 de ani în urmă. Ce îmi spune omul ăsta? Domnule, cu tot respectul, cum se face că dumneavoastră creștinii numiți Biblie, Biblia, Cartea Sfântă, când acolo sunt înregistrate și raportate cele mai mari păcate pe care le-a putut înfăptui cineva vreodată? N-ai nevoie, domnule, de o agenție secretă, n-ai nevoie de nimeni ca să spună cine e ăla și cine e ălălalt. Biblia este un morman de istorie în care ți se prezintă fapte bune, fapte rele, oameni buni, oameni mai puțin buni, oameni răi, păcătoși de toate culorile, de toate dimensiunile. Biblia este extrem de obiectivă. Și el mă întreba paradoxal, pentru că pentru el era un paradox, o utopie: cum numiți voi asta Cartea Sfântă când deschizi Biblia și găsești toate păcatele oamenilor care au făcut vreodată pe pământ? El spunea în continuare: noi avem Coranul, o carte respectabilă care nu are un astfel de fapt de raportat. Întrebarea este, din punctul meu de vedere, am încercat să fiu cât se poate de elegant când l-am abordat sau am încercat să-i răspund: domnule, absența evidentă și subiectivă, evident, a evenimentelor petrecute în lumea islamică înlocuiește realitatea obiectivă a ceea ce islamul a făcut în timpul istoriei? Doar faptul că păstrați tăcerea și nu puneți treaba aia în Coran, nu? Spre exemplu, declarații de genul: dacă întâlnești un infidel și refuză să se convertească la islam, omoară-l. În traducerea engleză au spus: luptă împotriva lui, fight against him. Well, poți să lupți împotriva unui infidel prin diferite metode, dar în original spune omoară-l. Aici, în America, ca să fie mai acasă, să fie mai așa, au mai îndulcit-o cumva. Și am spus: observați, tăcerea Coranului cu privire la tot ce s-a întâmplat în lumea istorică a islamului nu este nici obiectivă, nici onestă. Așa că eu prefer un Dumnezeu obiectiv care prezintă în scriptură valorile umane, natura păcatului, originea lui, așa cum este. Buni, răi, ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Dumnezeu n-a putut să inventeze o farsă ca să împărtășească cu oamenii o lumină ireală cu privire la ce este păcatul, natura omului. Noi suntem țărână, prieteni. Și Beethoven spunea, în legătură cu dictatura: nu recunosc niciun alt simbol al superiorității decât acela care se numește bunătate. Ce frumos! Un scenariu ipotetic, dar poate și real. Dacă intrăm în chestiuni de biserică și vine unul la noi, noi ne-am făcut baie vineri înainte de apusul soarelui, ne-am îmbrăcat, ne-am căcat hainele, ne-am făcut curat în casă, așa cum se pregătește poporul Lui Dumnezeu pentru ținerea sabatului, și ne ducem la biserică și iată că intră în biserică un om care spune că a făcut ceva strâmb, a călcat strâmb, nu? În cazul lui David, cu Batseba. Și cum ne scrie sau ne descrie el cum l-a omorât pe Urie, pariez că nu va dormi nimeni la mărturisirea de credința lui David, că noi iubim bârfa, pentru că suntem parte din ea, e parte din natura noastră umană, nu? Dar după ce David ar cere cu lacrimi iertare în biserică și ar pretinde și el dreptul de iertare și de împăcare cu biserica lui Dumnezeu, l-am primit noi ca frățietate. Să spună: mi-a părut rău. Vedeți, David astăzi când luptă cu Goliat este mielul lui Dumnezeu și Goliat este fiara, nu bestia. Mâine când nu veghează și nu se roagă, David devine bestia și mielul este Urie, un om de o consacrare și de o moralitate jos pălăria. Așa că nu se poate avea încredere în trupul acesta de țărână nici o secundă. Și eu cred că
veghind, rugându-ne prin pocăință și întoarcerea la Dumnezeu în fiecare zi. Așa se păstrează legea lui Dumnezeu. De 7 ori se cade cel neprihănit și se va ridica. Dar cel rău, dacă cade, nu se ridică. Aici este diferența de atitudine. Păcatul are soluție, sângele Domnului Hristos. Atitudinea mea, atitudinea ta, atitudinea noastră de încăpățânare este cea care produce o schimbare de macaz și o schimbare, o afectează relația noastră cu Dumnezeu. Acceptăm iertarea. Acceptăm lucrarea Domnului Iisus Hristos în viața și în inima noastră pentru a ne spăla și ne curăți prin sângele Său. Noi, în mod normal, suntem invitați să respectăm, să împlinim cuvintele legii, păzirea celor 10 porunci în fiecare zi. Cum? Prin pocăință. Și după aceea, după ce David ne spune experiența la școala de sabat sau undeva la serviciu divin, să ne întrebe: fraților, credeți că mă puteți primi și pe mine în halul ăsta, cum am fost om în biserică? Pentru că iubesc pe Dumnezeu, m-am pocăit, rapoartele Scripturii spun aceasta. Parcă văd momentul în care David invită pe oamenii: mai am o carte, am scris o carte frumoasă pentru frații din biserică, să nu facă ei ce am făcut eu. Am scris cartea psalmilor și aș vrea ca să fie citită de dumneavoastră în biserică. Parcă îi văd pe talibanii din rândurile din față, din spate, de unde ori fi, care murmură fierbând de ură: și tupeu la el, auzi, bă, după ce a făcut ce m-a făcut, mai vrea să-i citim și psalmii? Ce statut moral mai are omul ăsta, David, să ne învețe în timp ce el este o ruină și viața lui nu reclamă a fi un om după inima lui Dumnezeu? După noi, acest om nu poate intra nici în cer, prieteni, nici în biserică, pentru că noi predicăm o evanghelie cu picioarele scurte. Așa stau lucrurile cu cei care cred și promovează o astfel de evanghelie și o evanghelie în care Dumnezeu nu obosește iertând. Știți, aș vrea să revin la acest concept David. În anii în care el a suferit pentru păcat și a plătit teribil, a scris cele mai frumoase mesaje în Scriptură. Dragii mei prieteni, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, noi citim psalmii știind că acești psalmi au fost scriși sau au un autor care a fost criminal și care a călcat mai tot ce se poate călca din poruncile lui Dumnezeu. Și totuși îl citim. De ce? Pentru că noi am văzut că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Pana inspirată spune că David a devenit un om după inima lui Dumnezeu atunci când urca dealul plângând, în timp ce ălălaltul îl blestema. Pana inspirată spune că niciodată n-a fost David mai iubit, niciodată n-a fost inima lui David mai aproape de inima lui Dumnezeu ca atunci când urca dealul în picioarele goale, iar Efiboset, sau cum îl chema pe ăla, îl blestema: om al sângelui, cu tare și cu tare. Și când a spus David: lasă-mă să blesteme, dacă asta e muzica prin care Dumnezeu vrea să mă pocăiască, dacă asta este laboratorul suferinței prin care Dumnezeu vrea să mă treacă, ca să mă mântuiască, să mă spele, să mă salveze, lasă-l să blesteme. Vedeți, David a dovedit pocăință cu vârf și îndesat. A permis Duhului lui Dumnezeu să lucreze în inima lui, în sufletul lui, și blestemul era perceput nu ca un act de disciplină, ci ca un act în care Dumnezeu își punea semnătura și spunea: acum David este un om după inima mea. Atunci este David omul care a condus împărăția lui Dumnezeu ca rege. Omul în picioarele goale, care urca dealul, lăsase chivotul în Ierusalim. I se propusese de unul dintre mai mari lui consilieri: hai să luăm chivotul. Nu, nu, nu. Chivotul aparține Domnului. Noi plecăm. E păcatul meu, rezultatul, consecința păcatelor noastre. David s-a încrezut în Dumnezeu, deși era un împărat în exil. Niciodată n-a fost în Israel un rege mai potrivit pentru standardele legii lui Dumnezeu decât David, un rege în exil. Prieteni, dacă mergem puțin mai departe,
Vreau să tragem câteva concluzii. Din nefericire, prieten, cerul va fi, din nefericire pentru unii, cerul va fi plin de davizi pocăiți, întoși la Dumnezeu, care și-au băut pelinul și amarul ca și consecința păcatelor lor, și cerul va fi plin de Solomoni, care au făcut mai rău ca David, care s-au pocăit, care și-au băut amarul și pelinul și-au acceptat să fie împăcați cu Domnul Hristos la picioarele cruci. Cerul pentru unii, din fericire sau din nefericire pentru alții, va fi plin de Moise, ucigași și câte și mai câte specii de păcătoși iertați de Dumnezeu. Și cum sunt unii, așa spune pana inspirată, dacă ar ajunge în ceruri, ar găsi greșeli și la tronul lui Dumnezeu și la maniera în care Dumnezeu conduce Universul, parcă îi vei strigând acolo, afară cu ăștia, ce caută ăștia în cer? Se vor duce la urie și vor spune ce el nu știe. Bă, tu vezi ce nedrept este Dumnezeu? A băgat în cer pe ăla care te-a omorât și ți-a luat nevasta. Nu da mâna cu el. Nu recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu al creator. Vedeți dumneavoastră, prieteni, toți oamenii care vor ajunge acolo vor ajunge prin harul lui Dumnezeu și nu prin merite personale. Acolo vor ajunge pentru că fiecare păcat a fost mărturisit, căit și părăsit undeva în viață. Dar, bineînțeles, întorcându-ne la talibanii care trăiesc în gunoaiele altora, aceia care sunt ca și somnul, nu? Peștele, somnul lin de pe fundul apelor care merg să găsească câte un schelet aici și acolo sau să se hrănească cu el. El va avea iarăși milă de noi, spune Biblia, în Mica, capitolul 7, versetul 19. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Dar ce te faci cu frații scafandri care din asta trăiesc și asta le este meseria? Nu se pot ridica la suprafață că îi vede lumea, preferă să trăiască jos în întuneric, în fundul mării, ca să se hrănească cu ceea ce a aruncat Dumnezeu acolo. Mulți ani în urmă am avut șansa să păstoresc o biserică formată din neamuri. Nu este ușor. Era organizația bisericii la sfârșit de an, nu e România, undeva în altă țară. Și aveau nevoie de un lider pentru tineret. Au venit cu două nume. Bineînțeles, biserica s-a împărțit, s-a polarizat, ca de obicei. Era un tânăr, unul dintre ei era un tânăr care avea un trecut destul de trist, nu se născuse în biserică, se născuse la spital, fusese un păcătos. Sigur, circumstanțele dictaseră câte ceva din acest trecut la care se mai adăugase și propriile decizii neînțelepte. Oricum, după ce te mușcă șarpele și te vindecă Dumnezeu, știi, frate, devii alt om. Așa era și băiatul ăsta. Un model de credincioșie și de umilință, cu o dinamică, zic eu, foarte pozitivă între tine și cu un impact pozitiv de asemenea. Pe scurt, frățietatea s-a poticnit. Unii spuneau că pentru că are un trecut așa, neperdant, neparfumat, nu poate fi un model pentru cei din biserică. Alții spuneau, da, dar pentru că a trecut pe acolo și s-a pocăit, vedem roadele pocăinței lui, poate să fie un exemplu și să-i înțeleagă pe tineri și să-i ajute. Aici era dilema. Eu ca om, ceilalți, poporul, o dilemă la care nici eu nu am un răspuns astăzi. Dacă e un om care n-a făcut niciodată o greșeală, nu s-a pocăit, cum spune, cine nu muncește nu greșește, nu? Dacă e unul care nu e încercat și testat prin școala suferinței, prin căderi și ridicări, se spune că succesul are ca temelie insuccesul. Nu? O cădere te aduce mai aproape de Dumnezeu și te face mai pregătit pentru mai târziu. Zice, îl iei pe ăsta, dar nu are cum să relaționeze cu cei care trec prin suferințe, necazuri. Cum să-i înțelegi pe ei când n-ai trecut pe acolo? Domnul Hristos s-a făcut păcat, atenție, s-a făcut păcat pentru noi, ca să ne poată înțelege, să vină acolo, în mizeria în care mă găsesc eu și tu. Știți, există o declarație pe care am observat-o eu în anii de experiență, 30 și ceva de ani de experiență, nu există crimă perfectă, doar polițai incompetent. Nu există om atât de păcătos, atât de jos în mocirea păcatului care să poată să fie
salvat, ci doar pastor sau slujitor al lui Dumnezeu, nesuficient de consacrat ca să se coboare în mizeria acelui om și să-l ridice. Dragii mei prieteni, aici este problema. Dacă ai unul care a trecut prin necazuri ca David, nu e bun corespondent care are un trecut cu dubii. Dacă e unul care n-are trecut cu dubii, n-are experiență ca să-i ajute pe alții. Iisus s-a făcut păcat pentru noi ca să ne poată ajuta pe noi. Unii spuneau că pentru că are un trecut, așa cum spuneam, nu l-au ales. Până la urmă, ceea ce este important pentru noi este să învățăm lecția de viață. David a avut mulți fii și, în mod normal, l-au cam moștenit. Moștenire genetică. Solomon face mai rău decât David. Abnon face exact ce a făcut David cu Urie și Batsheba, nu? Mai târziu, Solomon ajunge ateu, tiran. Nu cred că se poate ajunge mai jos decât atât, decât Solomon. Și, bineînțeles, când a îmbătrânit, nevestele i-au întors mintea, inima, la religie, dar nu la religia care trebuie. I-au întors inima la religia păgână. A bătut pe calea întunericului Solomon, prieteni. Când un om ca Solomon, care este făcut varză de păcat și cu ultimile puteri se întoarce la Dumnezeu, salvat, spune pana inspirată, dacă Solomon va fi mântuit, va fi un mântuit ca un tăciune scos din foc. Sigur, pana inspirată crede în mântuirea lui Solomon. Eu personal cred că Solomon a fost mântuit, dar așa cum se recunoaște în arhiva istorică, va fi mântuit ca un tăciune scos prin foc. Repet, când un om ca Solomon, care a fost distrus de păcat, a fost consumat de puteri fizice și mentale, pășește în biserică spre finalul vieții lui și cu ultimile puteri mărturisește ce a făcut și el și vrea să fie împăcat și iertat, să ceară să devină membru a bisericii, ne gândim de două ori. Mă, hai că psalmii lui David au o experiență, dar ăsta ce aduce cu el? Vă dați seama că atunci când citim psalmii lui David, citim psalmii Calvarului lui Dumnezeu. Acum, bineînțeles că vine Solomon fiusul și face pe lupul moralist să ne învețe el înțelepciunea, că așa era, au intitulat în Biblie Eclesiastul. Cine mă, Solomon Eclesiastul? Pe ăla și-a trecut copiii pe în foc ca să-i mănânce, așa spune Ezechiel 23, 31 la 33, dacă nu mă înșel. Nu? Ăsta să fie. Omul a devenit de toate. A făcut de toate și ăsta să fie scris în Biblie, înțeleptul. Vă dați seama că musulmanul ăla avea niște rațiuni pentru care punea întrebarea dacă Biblia este Cartea Sfântă și încă nu sunt raportate toate păcatele lui Solomon în Scriptură. Și totuși, omul acesta a lăsat pe pagine Scripturii trei cărți. Auzi, pe lângă faptul că se dă înțelept, el este Eclesiastul, că așa, om înțelept, pe lângă asta ne spune ca să învățăm și cântarea. Cântarea. David, sigur, a scris psalmii și Solomon ne învață cântarea cântărilor iubirii. Uite, bă, cine ne învață despre dragoste și iubire? Solomon, tocmai Solomon, domnule, care a avut 700 de neveste și avem cântarea cântării lui Solomon. Apoi ne mai dă și proverbe, ne spune că el are sfaturi de dat. Păi, ce zice lumea despre noi, fraților, dacă îl primim și pe Solomon în biserică? S-a apostazia biserica, nu? Pe bună dreptate, fraților, avem îngrijorări legitime. Pentru că păcatul este păcat, este ceva dezgustător, este ceva oribil în fața lui Dumnezeu și separat absolut de natura Tatălui Ceresc. Dar în același timp sunt convins, prieten, că avem posibilitatea să accesăm harul lui Dumnezeu dacă acceptăm invitația lui, un Dumnezeu care nu obosește niciodată iertând. După declarațiile lui Tim Townsend în cartea Mission at Nuremberg, a fost un pastor luteran, cred că ați citit cartea, știți, din armata americană care și-a pierdut și doi fii, dacă nu mă înșel, în război, i s-a permis să lucreze cu inima criminalilor care aveau să fie executați. Hermann Göring, șeful propagandei de radio, Henry Gericke și mulți alții care l-au primit pe Domnul Hristos ca rezultat al muncii acestui pastor luteran capelan care a prezentat în fața lor un Dumnezeu care nu obosește niciodată iertând. În fața ștreangului, oamenii aia făceau declarații extraordinare. Îți mulțumesc, Henry, că ai fost cu mine până aici.
împărtăși pe Domnul Hristos acum în fața ștreangului, că nu mai veni nimic, mă simt în păcat cu Dumnezeu. O să-L întâlniți, fraților, o să-L întâlnesc eu dacă ajung acolo, prin har, că nu știu dacă ajung, numai Domnul. Eu vreau și cred și am încredere în Domnul Hristos, dar mântuirea este a Lui. S-ar putea ca cerul în care ne vrem a ne duce să nu fie atât de atrăgător dacă-L întâlnim pe unul din ăștia, nu? Întâlnim oameni de genul acesta pe străzile de aur. Poate că ne vom întreba, mă, am greșit adresa? E ăsta cerul? Să-l întâlnești pe Hermann Göring sau Henry Garrick, să-l întâlnești pe David, care a dat în cap la ala și a luat nevasta, să-i întâlnești pe ăștia pe străzile de aur? Mântuitor, vreau să vă invit să citim aceasta. O pană inspirată, autora cărții Marea Luptă, face o declarație într-un alt document al dumneaei, vă trimit referința imediat. Un creștin a spus odată că atunci când va ajunge în ceruri, se așteaptă să se întâlnească cu trei momente de uimire sau trei momente de suspans. S-ar mira să găsească acolo unele persoane pe care nu se aștepta să le vadă acolo. Apoi s-ar mira să nu vadă pe unii care se aștepta să-i întâlnească acolo. Și în cele din urmă, cel mai mult s-ar mira să găsească pe el însuși, să se găsească pe el însuși în calitate de păcătos, atât de nedemn pentru paradisul lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, ăia care am crezut că vor fi, nu sunt. Ăia care am crezut că nu vor fi, sunt. Doamne, eu cum am ajuns aici? Era dilema pe care o prezenta Ellen White într-una din cărțile ei. Mulți dintre cei care au stat în locuri înalte, ca și creștini pe pământul acesta, nu vor fi găsiți în mulțimea fericită care va înconjura tronul. Cei care au avut cunoștință și talent și l-au folosit pentru ce? Și totuși s-au bucurat de controverse și ceartă nesfântă. S-au apucat să se ciorovească frații între ei, să se canibalizeze între ei. Nu vor avea loc cu cei răscumpărați. Ei doreau să facă o lucrare mare ca să poată fi admirați și lingușiți de oameni, dar lumele lor nu s-a găsit în cartea vieții mielului. Prieteni, o clarificare. Mulți distribuim mântuirea, eu fac parte dintr-un spectru de creștini, zic eu, destul de bine întemeiați pe ideea de cine intră și cine iese în cer, cine intră și cine nu intră în ceruri. Dar vreau să vă spun un lucru. Există o obsesie a faptului că ăia care n-au păcătuit niciodată vor fi cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Asta este un mit pe care pana inspirată îl dărâmă. Greșit. Cei care vor fi cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu vor fi ăia care au fost cei mai mari vrăjmași ai cauzei lui Dumnezeu și care au făcut toate tâmpenile pe pământul ăsta, s-au pocăit, i-a pocăit Domnul, i-a întors Domnul, i-a mântuit Domnul, i-a spălat Domnul și i-a dus în cer, că așa vrea El. Și dacă vrea Dumnezeu să-i aducă pe ăștia în cer, cine sunt eu, tu, noi, să ne opunem unei versiuni de mântuire pentru oameni de genul David, Solomon, Göring și alții? Cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu sunt cei care au fost cândva zeloși în cauza vrăjmașului, dar care smulși ca din foc, l-au urmat pe salvatorul lor cu un devotament profund și cu interes. Urmează după aia. Cei mai aproape sunt ăștia, cei mai răi care au fost mântuiți. Cei mai răi oameni sunt cei mai aproape de tronul lui Dumnezeu. După aia urmează cei care au desăvârșit caractere creștine în mijlocul falsității și infidelității, cei care au onorat legea lui Dumnezeu când lumea creștină a declarat-o nulă, a treia clasă, și apoi milioanele de toate vârstele care au fost martirizați pentru credința lor. Și dincolo este mulțimea mare pe care nimeni nu o putea număra din toate neamurile, popoare și limbi. Înaintea tronului lui Dumnezeu și înaintea mielului stăteau ei îmbrăcați în haine albe cu harfele în mână și cu frunzele de finic sau de palmier cum e. Da? Când citești această declarație că cei mai aproape de tronul lui Dumnezeu sunt cei care au fost cei mai geloși pentru cauza celui rău, te întreb ce explicații sau cum explic eu acest algoritm dumnezeiesc în afacerea cu mântuirea. Spre exemplu, când l-au omorât pe Ștefan, de fapt Dumnezeu mântuia doi și nu pierdea niciunul. Așa arătau aparențele, dar în realitate Dumnezeu l-a mântuit pe Ștefan și l-a câștigat și pe Saul din Tars,
care era marele inchizitor, marele torționar al bisericii creștine. Afacerea lui Dumnezeu era câștigarea sufletelor oamenilor și avea să meargă foarte bine. De ce? Pentru că Dumnezeu investise în cine trebuia. Pus deoparte un vas ales, a investit în Saul din Tars ca să-l transforme în Pavel al neamurilor. Pavel al neamurilor, că evreii nu-l voiau, fusese un inchizitor, un criminal și nu avea statut moral ca să se potrivească standardelor bisericii evreie. Și atunci Domnul a zis, mă, nu-l vreți voi, lasă-mă că-l fac apostol al neamurilor. Și, bineînțeles, dacă la voi nu mai încape. Și uite așa evreii au învățat de la Pavel. Mai târziu, respectul din cartea scrisă se presupune de Pavel, cartea evreilor. Iar pe de altă parte, Dumnezeu avea să câștige prin Pavel 10 milioane de convertiți în tot Orientul Mijlociu și Europa de atunci, fără celular, fără Facebook, Twitter și nicio altă gânganie de gen metavers și așa mai departe. Ce chimie a folosit Dumnezeu, prieteni, în arta mântuirii și ce algoritm a folosit El pentru a organiza formația mântuiților înaintea tronului Dumnezeu în așa fel ca ce știință a folosit Domnul? Principiul îl găsim în Luca, capitolul 7, versetul 47. De aceea îți spun, Iisus vorbea cu un nene care era autorul mizeriei vieții prin care trăia această femeie care îi spală picioarele Domnului Hristos. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Și cui se iartă, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Ăsta este algoritmul, ăsta este esența, ăsta este raționamentul prin care Dumnezeu bagă oamenii în cer. Cei care au, cărora li s-a iertat mult, iubesc mult. De aceea, cei care au fost cei mai avizi și zeloși oameni în armata celui rău vor fi cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că inima lor este dată Domnului și ei iubesc pe Domnul Hristos, vor să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte undeva în 1997, 1998, nu mă rețin exact, împreună cu un grup de frați am fost invitați să împărtășim câteva gânduri într-o pușcărie de maximă securitate în Craiova, dacă nu mă înșel, da, Craiova era, și adusesem cu noi un grup de tineri să mai cânte, să intoneze o cântare sau două, s-au apropiat de mine un domn. Când a început protocolul, îmbrăcat în negru, și mi-a spus și m-a întrebat despre ce vreau să vorbesc deținuților din pușcărie. Am răspuns că vreau să vorbesc din inimă. El mi-a răspuns versetul din 1 Ioan, nu știu cât, nu mai rețin versetul, e foarte de mult, este mesajul care ministrul cultelor a hotărât să fie prezentat deținuților și nu vă puteți abate de la aceasta. Am răspuns, well, eu cred că în providența lui Dumnezeu, cred în providența divină și că Dumnezeu este singurul care hotărăște care este inspirația de moment ca să împărtășești cu oamenii exact tratamentul sau medicamentul de care are nevoie sufletul lor. Noi nu știm de ce suferă omenirea, noi doar știm că suntem păcătoși. După ce am avut un clash de opinie, ca să zic așa, m-am bucat să împărtășesc cuvântul Dumnezeu și la un moment dat îmi arată ceasul. Deci timpul meu era limitat. Mi s-a dat dreptul la cuvânt. În primele 30 de secunde n-am putut să vorbesc deloc. Deținuții urlau, strigau, huiduiau și abordau verbal în mod agresiv cele câteva tinere care erau prezente în grupul respectiv ca să cânte. Am așteptat cu răbdare până ce s-au liniștit puțin, ca mai apoi să-mi ridic vocea să spun oameni buni, sunt cel mai mare criminal dintre voi. Diferența este că eu sunt liber, iar dumneavoastră sunteți înconjurați cu aceste ziduri. Sunt cel mai vinovat dintre cei prezenți și sunt condamnat pe viață la singurătate și libertate, pentru că am omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Eu am crucificat pe Fiul lui Dumnezeu, păcatele mele, sau mai bine zis, răutatea sufletului meu, parșivitatea inimii mele, l-au pus pe cruce pe Domnul Iisus Hristos. Diferența între mine și voi este că voi sunteți liberi, sunteți în pușcărie, iar eu sunt umblu liber pe stradă. Prieteni, ceea ce este foarte important, pe măsură ce vorbeam, s-a așternut tăcerea. Cel îmbrăcat în negru mi-a arătat din nou ceasul și mi-a spus să închei. Deținuții au fost captați de cuvântul lui Dumnezeu și au izbunit într-un glas și strigau să-l lasă-l să vorbească. Te știm noi cine ești. Ai venit aici, bineînțeles,
cu scopuri diferite, au intervenit cei care ne protejau să calmeze lucrurile, câțiva ofițeri de bine, câțiva gardieni. N-am vrut în niciun caz să creez tensiune necesară și am încheiat spunând că mă voi întoarce cu o altă ocazie. După mesaj, ne-am amestecat cu deținuții și am povestit cu ei, ne-am rugat cu unii dintre ei și au fost vărsate foarte multe lacrimi. Un cetățean care mi-a atras atenția era între vârsta 50-60 de ani, s-a apropiat de mine și mi-a spus: sunt condamnat pe 20 de ani la pușcărie și am făcut doar aproape pe jumătate. Am omorât pe vecinul meu, n-am vrut. Regret nespus fapta mea. Mi-am pierdut cumpătul. I-au rămas pe drum 5 copilași. Crezi că mă mai iartă Dumnezeu? N-am vrut. Sincer, n-am vrut. Era după 89, povestea omul, când s-au retrocedat pământurile, era febra pământului. Ne-am apucat la ceartă și venisem obosit de la lucru. Am rupt un par din gard și n-am văzut că rămăsese cuiul. Crezi că mă mai iartă Domnul Iisus? Am răspuns cu inimă îndurerată că da, Domnul Iisus iartă orice păcat care este mărturisit și căit, părăsit. Dacă sincer îți pare rău de fapta ta și regreți, poți să scrii o scrisoare soției, copiilor, cereți iertare și când te vei elibera, să ai posibilitatea să dai o mână călduroasă creștină, sinceră, cu familia respectivă. Omul a acceptat, ne-am rugat, ne-am îmbrățișat și am permis ca umărul meu să fie locul unde omul să plângă liniștit pentru câteva momente. Plângeam împreună, amândoi. Am plâns alături de el, pentru că m-am pus în situația lui. I-am sugerat să scrie, așa cum spuneam, o scrisoare soției și copiilor, să ceară iertare și aceasta va alina suferința lui. Prieteni, vreau să vă spun că nu există o pernă mai moale decât o conștiință împăcată cu Dumnezeu. Fraților, noțiunea de până la Dumnezeu te mănâncă sfinții este cât se poate de reală, abruptă, grotească și produce dezgust în viața multor oameni care au avut o experiență negativă în ceea ce privește biserica. Știți, Luther spunea să mă ferească Dumnezeu de o biserică în care sunt numai sfinți. În Titus, capitolul 1, versetul 15, ni se spune că totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul lor le sunt spurcate. Știți proverbul hoțului de hoț e frică și așa mai departe. Sunt oameni care percep lumea prin prisma propriilor caracter. Dacă eu fur, sigur că mi-e frică că toată lumea mă fură, că toată lumea e ca mine, hoț sau bandit, nu? Există și o fobie, trebuie să recunoaștem, dai un pahar cu apă la cineva, pentru că eu respect și cu tare și când ajungi cu paharul de apă în față, omul zice: a, vrei să mă otrăvești. Gestul tău cel pozitiv este interpretat de o minte care este afectată. Vedeți? Motivele și acțiunile noastre trebuie sfințite prin o părtășie duioasă cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din ceruri. Întrebarea la final este: cu rege sau fără de rege? Da, dar rege e mai bine cu rege decât fără rege. Dar regele să fie Domnul Hristos și regele să fie în inimă. 1 Eclesiastul, capitolul 1, versetul 12, vorbim de acest monstru al Bibliei care se numește Solomon, nu? Spune în capitolul 1, versetul 12: eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Atâta vreme cât avem regi în biserică, Iisus este afară. Regi în biserică, noi ca regi în biserică, Iisus este slujitorul bisericii. Regii din biserică devin slujitori, atunci Iisus devine regele bisericii. Deci va trebui să decidem ce vrem să fim. Am umblat ca un rege, am vorbit ca un rege în biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a chemat la ordin și m-a trecut printr-o suferință teribilă, 7 ani, pe drumul de Damasc și am văzut moartea cu ochii mereu și suferința și necazul și am înțeles. Atunci mi-a spus Iisus: tu nu ești mântuitorul lumii, Liviu. Lumea are un alt mântuitor. Și acesta este Iisus Hristos. Prietenii mei, Solomon a avut o experiență de genul acesta. El spune: eu, Eclesiastul, eram rege, eram împărat. Și câtă vreme eu eram împărat, Iisus era slujitor, era predicatorul. Nu? La o vreme am considerat că e prea scump să plătești să fii rege mereu.
în inimă, în societate, în biserică, în stat. Și am zis că mai degrabă am obosit să fiu rege. Hai să schimb locurile cu Isus, să las pe Mântuitorul să fie rege al inimii mele, iar eu să fiu misionarul, slujitorul. Prieteni, aceasta este, zic eu, cel mai important lucru din viața noastră. Atunci când intră Isus înăuntru și devine rege al vieții noastre, noi ieșim afară și devenim slujitori pentru cei din jurul nostru. Știți, banii din buzunar sunt de puțin folos atunci când există sărăcie în casa sufletului și în casa inimilor noastre. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze cu iertare, cu împăcare, cu dragoste, așa cum a hotărât El. Îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru harul zilei de astăzi, să ne întoarcem la El. Știți, Solomon a pierdut gustul de viață între anii 50-60. Știți, calitatea anilor între 50 și 60 nu mai este ca și calitatea anilor între 20 și 30. Când erai la 20-30 de ani, erai nemuritor. Așa credeam și eu despre mine. E, când am ajuns anii, când nu mai găsești nicio plăcere în ei, când te doare în spatele, când te doare inima, când te doare aia, când nu poți dormi, când te trezești la glasul unei vrăbii seara, prieteni, am ajuns momentele alea când, împreună cu toți eroii Scripturii, să zic din sufletul meu și din toată inima mea, Doamne, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Prieteni, să ne ajute Bunul Tată Ceresc să ne putem întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos în împărăția Sa, nevrednici așa cum suntem, nu știm cum vom fi. Cei care am crezut că vor fi acolo, nu sunt. Cei care am crezut că nu vor fi acolo, sunt. Dar eu cum o fi ajuns aici? Dilema dilemelor. Să ne rugăm.